Mihai Leu, boxerul cu Nedorean, născut la 13 februarie 1968, începea viața sportivă la Constructorul Hunedoara în 1977. În 1991 era membru al Metalului Hunedoara, de unde trecea la Dinamo spre a câștiga campionatul național de juniori 4 ediții la rând între 1983 și 1986. Despre începuturile în box, reputatul campion mondial își amintește. Unchiul meu m-a dus odată la un antrenament de box. După aia, jucând eu tenis, într-o zi am avut un incident cu un coleg de la tenis. El era un tenismen foarte bun, mă gândeam că antrenorul va fi foarte supărat când va veni. Antrenorul era plecat, îi ținea locul fratele lui și am plecat la box. Sportiv al clubului Steaua din 1986, Mihai Leu devine component al echipei naționale, iar în 1987 campion mondial la juniori. În 1991 trece la profesionism, activează în Germania, unde dobândește în 1993 titlul de campion internațional al Germaniei, în 1995 campion internațional WBO, iar în urma meciului vieții sale, așa cum avea să-l numească, pe cel susținut în 1997 în compania panamezului Santiago Samaniego, titlul de campion mondial, versiunea WBO la semimijlocie, fiind astfel primul român campion mondial la profesioniști. Sportivul hunedoran își pune mănușile în cui în urma unei accidentări, perioada sa de activitate la profesionism însemnând 28 de meciuri, tot atâtea victorii, din care 10 obținute prin knockout. Rămânând aproape de sport, Mihai Leu se înscrie în cursele de raliu și în 2003 devine campion național. Amintirile despre începuturile sale ca sportiv în domeniul automobilismului par să fie încă foarte proaspete, iar apropiații săi aveau la acea vreme părerea lor despre cele două sporturi practicate de campion. Primul raliu la grupa la care am participat am luat locul 1, acolo am constatat că pot să merg cu mașina de raliu și faptul că mulți m-au criticat la început m-a ambiționat foarte tare și se făceau și glume pe seama mea, spuneau că sunt cel mai bun boxer dintre automobiliști și cel mai bun automobilist dintre boxeri.